foarte des am auzit în jurul meu prietene care se plâng de colonul iritabil sau de sindromul intestinului iritabil, aceasta fiind denumirea corectă medicală a acestei afecțiuni. Dr. Anca Manolac e medic specialist medicină internă la Spitalul Militar Dr. Carol Davila. Este în această dimineață în platoul Vreau să fiu sănătos. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce este sindromul intestinului iritabil? Sindromul de intestin iritabil este o afecțiune cronică, non-organică a tubului digestiv, destul de frecventă în zilele noastre, cu o predispoziție pentru sexul feminin. Non-organică, adică este afectată funcția intestinală, în care avem dureri abdominale, care duce la apariția durerilor abdominale, a disconfortului abdominal, însoțite de alterarea tranzitului intestinal, fie diaree, fie constipație. Încă de la început aș vrea să menționez faptul că nu este o afecțiune severă, însă simptomatologia câteodată este atât de deranjantă, de persistentă, încât poate duce la costuri socioeconomice destul de ridicate, materializate prin absenteism, da? Pacientul lipsește de la muncă, prin solicitare de servicii medicale și investigații medicale destul de complexe și chiar costisitoare. Multă lume citește pe internet, vede ce, în primul rând, se spune așa, am aceste simptome, intră pe internet, caută și își pune diagnosticul de colon iritabil. Cât de corectă este această procedură? De multe ori diagnosticul este pus, însă trebuie avut în vedere faptul că există anumite semne de alarmă care ar trebui să ducă pacientul la medic. Care despre ar fi acesta? Care o să vorbesc un pic mai târziu sau chiar acum, dacă mă întrebați. Este important ca pacientul să aibă în vedere faptul că dacă scade ponderal, dacă are sângerări la scaun, în timpul scaunului, dacă există o febră sau mase abdominale palpabile, că pacientul simte abdominal anumite mase, formațiuni tumorale, dacă are un istoric familial sau chiar personal de cancer sau de boală inflamatorie intestinală, toate acestea ar trebui să îndrume pacientul urgent către medic, pentru că poate să demaște o afecțiune organică destul de severă, cum ar fi cancerul sau boala inflamatorie intestinală. Pentru că ați menționat cancerul, de la odată pus diagnosticul de intestin iritabil, se poate amplifica și se poate ajunge la un cancer? Până în momentul de față nu există studii care să asocieze sindromul de intestin iritabil cu un risc crescut pentru cancer sau pentru boala inflamatorie intestinală sau să se asocieze cu o creștere a mortalității. Însă, ceea ce poate să facă sindromul de intestin iritabil este să agraveze, de exemplu, o boală hemoroidală preexistentă. Unii pacienți pot să ajungă chiar la malnutriție prin excluderea exagerată a alimentelor. Le e frică să mai mănânce, nu reapară simptomatologia, da. Și chiar la alterarea calității vieții. Sunt niște simptome destul de persistente, supărătoare, care pot să ducă în final până la depresie și pacientul să necesite tratament specific. Cum se pune diagnosticul? Diagnosticul se pune pe baza unor criterii care sunt simptomatice, sunt așa numitele criterii ROMA. Adică, dacă pacientul prezintă disconfort abdominal sau durere abdominală cel puțin 3 zile consecutiv în ultimele 3 luni, la care putem adăuga fie o modificare în frecvența scaunelor, fie o modificare la nivelul consistenței scaunului și, foarte important, durerea să fie ameliorată odată cu defecația, adică cu emisia scaunului, putem vorbi de sindrom de intestin iritabil. Însă, încă o dată, vreau să precizez faptul că este bine să eliminăm acele semne de alarmă, da, care pot duce, care pot indica boli mult mai severe, pentru care medicul va recomanda investigații mai complexe, până la colonoscopie și computer tomograf, teste de scaun pentru a exclude o etiologie infecțioasă și așa mai departe. Odată stabilit diagnosticul de sindrom al intestin iritabil, ce se poate face? Ce variante de tratament avem? Există tratament medicamentos sau se reglează totul dintr-o alimentație? Da, există și tratament medicamentos, dar trebuie să ne modificăm și stilul de viață. Am spus la început că nu există o cauză evidentă, încă cunoscută. Tratamentul va fi unul simptomatic.
Însă până la tratament, pacientul trebuie să-și modifice stilul de viață, să aibă un bun management al stresului, în limitele... Greu! Da, greu, în limita în care se poate. Să-și respecte programul orelor de masă, să respecte orarul de somn, efortul fizic regulat și hidratarea iarăși ajută în ameliorarea simptomatologiei. Pe lângă modificarea stilului de viață, pacientul trebuie să aibă un regim dietetic specific. În această patologie, practic, regimul este personalizat. Fiecare pacient își face regimul propriu, la modul în care, în momentul în care vede că un aliment îi determină simptomatologia, atunci va scoate din dietă alimentul respectiv. În linii mari, cam trebuie să evite produsele lactate, băuturile carbogazoase, bineînțeles, cafeaua, tutunul, alcoolul, nu mai vorbesc. Nu intră în discuție. Da. Alimentele care produc gaz, varza, fasolea, conopida, da, ar trebui și ele eliminate din dietă. Pe lângă acest regim dietetic, există și un tratament, într-adevăr, farmacologic. Aici vorbim de, pentru pacienții care prezintă diaree, tratament antidiareic derivat de opioide de tipul loperamidului, pentru pacienții care au o predominanță a constipației, se va recomanda suplimente cu fibre. Da? Durerea va fi cupată prin tratament antispastic, anticolinergic specific. De asemenea, există un remediu și pentru pacienții care au o producție excesivă de gaze, simt balonare, da? Borborismele abdominale, medicamente de tipul simeticonei sau alverinei. De asemenea, se poate încerca și cu probioticele care modulează flora intestinală. Exact. Și nu în ultimul rând, vorbeam mai devreme despre tratamentul antidepresiv. Pentru că, v-am spus, conduce, da, factorul psihosocial determină o accentuare a simptomatologiei și este foarte important și, practic, are un răspuns extrem de spectaculos acest tratament. Am schimbat, dar, practic, acest tratament acționează simptomatic. Simptomatic, da, pentru că nu se cunoaște încă o cauză evidentă a acestui sindrom. Există factori care duc la apariția lui. Așa, pe înțelesul tuturor, există o comunicare alterată între creier și tractul digestiv. Lucrul ăsta duce la anomalii de motilitate la nivelul intestinului, cu contracții abdominale, determinând fie diaree, fie constipație. De asemenea, pacientul prezintă o hipersensibilitate la nivelul intestinului, au un intestin anormal de sensibil, reacționează exagerat la anumite stimuli. Iar acești factori sunt declanșați de triggeri. Anumite triggeri, cum ar fi regimul alimentar, deci acele alimente de care vorbeam că ar trebui eliminate din dietă, de modificările hormonale. De aici și predispoziția pentru sexul feminin. Da. Exact. Și mai mult decât atât, se pare că în timpul ciclului menstrual simptomatologia se agravează. Exact. Mulțumim foarte mult pentru explicație, doamna doctor. Și mulțumesc.